Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul Vine! 7 mai O capodoperă a înșelătoriilor lui Satana Text biblic Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, dar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pentru totdeauna, ca să putem împlini toate cuvintele legii acesteia. Deuteronom 29 cu 29 Cunoștința omenească a lucrurilor materiale și spirituale este parțială și imperfectă. De aceea mulți nu sunt în stare să armonizeze vederile lor cu privire la știință, cu declarațiile Scripturii. Mulți acceptă simple teorii și speculații ca fiind fapte științifice și socotesc că Scriptura trebuie probată prin învățăturile falsei numite științe. Creatorul și lucrările sale sunt dincolo de înțelegerea lor. Și pentru că nu pot explica acestea prin legile naturale, istoria biblică este privită ca nefiind demnă de încredere. Cei ce se îndoiesc de autenticitatea rapoartelor din Vechiul și Noul Testament, foarte frecvent fac un pas mai departe și se îndoiesc de existența lui Dumnezeu și atribuie putere infinită naturii. Părăsindu-și ancora, aceștia sunt lăsați să se lovească de stâncile infidelității. În felul acesta, mulți se rătăcesc de la credință și sunt amăgiți de diavol. Filosofia omenească a încercat să cerceteze și să explice taine care nu vor fi niciodată descoperite în decursul veacurilor veșnice. Dacă oamenii ar cerceta și înțelege ceea ce Dumnezeu a făcut cunoscut despre sine și planurile sale, ei ar obține o așa viziune despre gloria, maestatea și puterea lui Jehova, încât și-ar da seama de propria nimicnicie și s-ar mulțumi cu ceea ce le-a fost descoperit. Capodopera înșelătorilor lui Satana este aceea de a menține mintea oamenilor, cercetând și emițând ipoteze despre lucrurile pe care Dumnezeu nu le-a descoperit și pe care El nu intenționează ca noi să le înțelegem. Din cauza aceasta, a pierdut Lucifer locul său din ceruri. El a ajuns nemulțumit, deoarece nu i-au fost încredințate toate secretele planurilor lui Dumnezeu, și a disprețuit complet ceea ce îi fusese descoperit cu privire la propria sa lucrare. În importanta poziție ce îi fusese atribuită. Trezind aceeași nemulțumire în îngerii aflați sub comanda lui, el a provocat căderea lor. Acum el caută să umple mintea oamenilor cu același spirit și să-i facă să disprețuiască poruncile directe ale lui Dumnezeu. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.